proba de ieri s-a desfășurat fără vreun incident. În acest an s-au înscris pentru susținerea examenului de bacalaureat 3.446 de elevi. 2.832 provin din seria curentă, iar 614 au mai încercat să susțină examenul maturității, însă nu au reușit să-l promoveze. Astăzi și ieri a fost programată prima probă a examenului de bacalaureat, sesiunea iunie 2017, proba A de evaluarea competențelor lingvistice în limba română. Nu s-au înregistrat incidente la această primă probă și absenții vor putea fi știuți la încheierea acestei zile de evaluare. Au fost înscriși 2832 de candidați din promoția curentă. În primul rând, aceștia sunt candidații care vor susține în județul Gorj probele de evaluare a competențelor. În datele de 8 și 9 iunie sunt programate probele de competențe lingvistice. Programarea va depinde de numărul de clase, dar și de programul profesorilor care vor face evaluarea. Datele de 9, 12 și 13 iunie este programată proba de evaluare a competențelor digitale. Examenul propriu-zis, probele scrise, va începe în 26 iunie cu proba de limba și literatura română. În 28 iunie se va desfășura proba scrisă la matematică sau la istorie, proba specifică profilului, iar în 30 iunie va avea loc ultima probă scrisă, o probă la alegere alta decât cea a profilului. În 5 iunie se vor afla rezultatele provizorii, după care vor fi înregistrate și rezolvate contestațiile. Pe 10 iulie vor fi afișate rezultatele finale.